Spitalul Județean de Urgență din Slobozia se modernizează. Consiliul Județean a semnat contractele de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală, prin care urmează să fie construit un bloc operator și să fie reabilitată și dotată incinta spitalului. În acest sens, consilierii județeni vor vota în ședința din 26 martie rectificarea bugetului județului pentru acest an. Am semnat cele două contracte de finanțare pentru aceste obiective importante privind sistemul sanitar din județul Ialomița, aproximativ 1200 de miliarde de lei care vor finanța aceste obiective din buget național și cu contribuția Consiliului Județean, la care se adaugă celelalte două obiective ale Spitalului Județean, extinderea unității de primire urgențe și ambulatoriu. Proiecte care vor fi depuse în cadrul finanțărilor din Programul Operațional Regional. Tot în ședința din martie, aleșii locali vor analiza propunerea managerului spitalului din Slobozia de a înființa în policlinica unității sanitare un cabinet nou de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Totodată va fi supusă dezbaterii și alocarea sumelor necesare reabilitării unor porțiuni din drumurile județene. S-a mai alocat o sumă de 110.000 de lei pentru asistența tehnică pentru modernizarea DG203F, DN2C, Grivița, Smirna, Iazul, Scânteia, Valea Ciorii, DN21A, pentru aproximativ 25 de kilometri de drum. Și s-a alocat suma de 55.000 de lei pentru asistență tehnică pentru modernizarea DG213A Mărculești-Bucu. Un alt punct de interes de pe ordinea de zi se referă la aprobarea cofinanțării pentru realizarea podului peste râul Prahova de la Dridu. Până la acest moment, Consiliul Județean Ialomița are o cofinanțare de 2.143.293 de lei, diferența fiind suportată conform contractului de finanțare de către Guvernul României. Consilierii județeni vor vota și concesionarea a peste 2500 de hectare de teren arabil din proprietatea județului, aflate pe raza comunelor Vlădeni, Alexeni, Giurgeni și Gura Ialomiței, cu prețuri de licitație pornind de la 200, respectiv 1000 de lei hectarul, în funcție de calitatea și destinația pământului.